Liftingul de buză superioară este o intervenție chirurgicală care se efectuează cu anestezie locală, are un timp de recuperare destul de scurt, nu este o intervenție dureroasă, dar trebuie să ținem cont de indicație. Există două situații în care liftingul de buză superioară sunt recomandate, două situații mari, dacă vreți două clase mari. Situația în care am o constituție mai lungă a buzei superioare, asta înseamnă congenital, da? Cumva cineva din familie a avut tot așa acest aspect, este moștenit, atunci mă confrunt cu această situație la o vârstă tânără. A doua categorie este categoria pacientelor trecute de o anumită vârstă, trecute de prima tinerețe, deoarece odată cu vârsta, buza superioară se alungește. După un desen preoperator cu măsurători exacte, se excizează un strip, o porțiune de piele de la baza nărilor. Și apoi, plaga restantă, chirurgicală, se suturează cu o sutură foarte fină, astfel încât cicatricea să fie una foarte fină și foarte elegantă. Deși se observă un rezultat postoperator instant, trebuie să treacă perioada de recuperare, perioada în care buza superioară are edem, are echimoze și are nevoie de vindecare, iar cicatricea se maturizează la un an. Până la un an poți vedea că cicatricea este mai roz, mai vineție, trece prin diferite culori și este un pic mai dură. Însă, la un an cicatricea este matură și trebuie să rămână ca un rid fin de culoarea pielii sau un pic mai deschisă. Recomandat postoperator ca pacienta câteva zile să stea acasă, undeva la 2-3 zile, dacă este jenată de pansamentele de tip steri-strip și nu vrea să o vadă nimeni, atunci trebuie să stăm acasă o săptămână până când se extrag firele de sutură. Poate să aplice rece, comprese ude reci, în următoarele 24 de ore. Ia un tratament antiinflamator și antibiotic profilactic, un tratament standard al intervențiilor chirurgicale și cam asta e tot.